O gaură de câțiva metri în diametru a apărut pe strada Petru Rareș din centrul Chișinăului. A fost distrusă mai bine de jumătate din lățimea unei benzi de circulație, iar locatarii din zona au rămas fără apă la robinet. Autoritățile au anunțat că a avut loc o avarie la o țeavă de apă. Groapa s-a format chiar în fața Curții Supreme de Justiție. Seara era totul ok, pentru că locuim aici în regiune. Și veneam de la vale și se vedea foarte mult nisip și chiar mă întrebam ce s-ar fi întâmplat. Eu cred că e mare pericol. Din momentul când e gaură atât de mare și e două străzi la vale apa a curs. Eu cred că e extraordinar de mare pericol. Vă vine complicat să traversați această zonă? Clar lucru că nu e complicat, da. Pretorul sectorului Râșcani, Victor Poliacov, ne-a spus că a fost o avarie, iar locatarii din zonă vor fi conectați la rețeaua de apă în următoarele ore. La moment, informația pe care o avem este spartă o țeavă de milimetru 400. Chiar la momentul de față se fac lucrări de reparație. În decurs de o oră jumate, două maxim, va fi înlăturată această problemă. Deja cu lucrări suplimentare necesite de intervenție în asfalt, va fi pe parcursul acestei săptămâni. Numai în ultima lună, muncitorii de la Apă Canal Chișinău au intervenit în peste 2600 de cazuri și au remediat 839 de avarii la rețelele de apă.